Am informat conducerea Parlamentului și conducerea Guvernului despre inițiativa care va fi înaintată în următoarele zile de modificare a Constituției pentru ca președintele țării să aibă dreptul de dizolvare a Parlamentului în alte cazuri decât cele prevăzute la această etapă. Rămân ferm pe poziția și pledez pentru alegeri parlamentare anticipate, așa cum și-o doresc majoritatea cetățenilor Republicii Moldova.